Reluăm dialogul nostru cu artistul floral Kinga Foriș despre flori și sărbători. Dragă Kinga, a fost o bucurie să călătorim așa în mijlocul florilor și alături de flori. Spuneam că perioada aceasta începe să miroase a brad, începe să prindă culoare. Aș zice, în partea aceasta a emisiunii, să vedem ce sfaturi le dăm sau ce pregătește florăria ta pentru casele, nu numai ale românilor, pentru casele românilor din România, pentru casele românilor din afară sau ale tuturor celor care iubesc florile, că eu cred că nu este om care să nu iubească florile. Ce înseamnă? Uite, spuneam eu că trebuie o adevărată artă să știi să așezi florile una lângă alta. V-a învățat la școală cum să aranjați florile, cum să faceți aranjamentele florale ca să puneți în evidență la modul maxim ceea ce exprimă floarea? Da, sigur că da, așa cum foarte bine intuiți, aceasta este o materie care se studiază un semestru întreg la Facultatea de Peisagistică, și anume materia artă florală, unde da, se învață bazele, începând de la denumirile științifice ale plantelor, adică botanica în limba latină, după cum știm că ele sunt denumite, de acolo până la modul în care se aranjează ele, pentru ca ele să se pună în valoare unele pe celelalte. Îmbinarea lor cromatică este de asemenea un aspect tare important și volumetria. Da, da, da. Chiar mă amuzam de multe ori așa că se spune că la evenimente un adevărat artist face aranjamente florale care să nu împiedice vizualizarea partenerilor. Și am văzut de multe ori aranjamente destul de înalte că eu nu te mai vedeam pe tine și tu nu mă mai vedeai pe mine. Este o artă și asta. Exact. Este un aspect tare important pe care noi îl luăm în calcul de fiecare dată, alegând într-un mod potrivit suportul sau vasul pentru aranjamentele respective. De asemenea, asta se întâmplă pe mesele în care festive, unde sunt așezați invitații și pe masa de prezidiu. Însă, dacă tot vorbeați de Crăciun, există aranjamente care pot fi așezate pe masă, tot la așa, o volumetrie mai scundă, respectiv aranjamente pe care le așezăm poate lângă masă, pe o piesă de mobilier interesantă pe care dorim să o punem în valoare, cum ar fi aranjamentul acesta pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră. Stai că îl iau eu să-l arat eu, uite ce frumos este. Poate că ne și vorbești puțin despre cum se fac aranjamentele florale, ce... Aranjamentele de Crăciun, că despre Crăciun vorbim și despre anul nou. Te rog să-l ții. Așa. Sigur, mi-ar face o deosebită plăcere să ofer așa un ghidaj de bază pentru orice persoană care are plăcerea de a pregăti un aranjament floral acasă. O să spun asta în 3-4 pași, dacă este în regulă pentru dumneavoastră. Da, e foarte bine, da? E bine. Cel aspectul de la care pornim în primordial este alegerea vasului pe care îl vom folosi. Așa cum fiecare doamnă care iubește decorul casei sale cu siguranță are niște vase pe care le prețuiește în casa ei, îl poate utiliza, în care se poate așeza un burete de flori care se achiziționează de la o florărie, care se îmbibă cu apă și în acela noi vom începe să construim practic baza aranjamentului și anume, în cazul de față, o constituie de fapt crenguțele de brad argintiu pe care le-am folosit. Simbolul sărbătorilor de iarnă. Exact. Și nu numai. Da, corect. Cu precădere în sezonul acesta sunt foarte folosite. Noi de regulă mai adăugăm poate și alte tipuri de verdeață pentru a crea atât volumetria aranjamentului mai deosebită, cât și cromatică. După cum vedeți, frunzele acestea sunt un pic argintii, așa, către gri, și atunci, în contrast cu bradul, chiar arată tare bine.
Acoperind buretele cu verdeața, putem să adăugăm lumânările, dacă dorim. Nelipsite la sărbători. Sigur că da. Fie că sunt patru, ca și pentru coronițele de advent sau aranjamentele de advent, fie că este una singură, este spectaculos oricum. Iar ultima parte, cea de final, sunt accesoriile, pe care le alegem în funcție de, nu știu, nuanțele pe care le preferăm în casa noastră de sărbători, de la roșu până la auriu, albastru, gri. Astea sunt nuanțele cele mai utilizate, poate niște conuri de braț, globuri și voilà, aranjamentul de Crăciun este gata pregătit. Și casa este frumoasă, împodobită, gata să-l aștepte pe Moș Crăciun. Sunt anume plante, sunt anume flori care sunt specifice sărbătorilor de iarnă. Ne-au intrat în memorie și pe acestea de obicei le căutăm. De exemplu, hai să vorbim despre câteva flori care sunt specifice. Sunt flori care și înfrumusețează, dar se spune că sunt flori care încarcă casa de energie și sunt flori aducătoare de noroc, aducătoare de gânduri frumoase și de vise împlinite. Care îți plac florile? Sau, uite, vorbește despre florile și plantele care îți plac ție cel mai mult în această perioadă. Într-adevăr că în această perioadă sunt câteva plante specifice și un pic mai cunoscute pe plan, atât pe plan național cât și mondial, care se comercializează în florării. Aici aș puncta plantele cum ar fi steaua Crăciunului, care de fapt este euforbia în denumirea ei științifică. Este planta aceea care are niște flori roșii. Practic ele sunt bractei se numesc, nu sunt chiar florile ei, însă sunt foarte decorative în perioada aceasta. Deci euforbia, steaua Crăciunului, este una care, o plantă care aduce tare multă veselie atât în case cât și în florile noastre, că le avem pline tot timpul. Mai există tot așa o plantă care se numește Crăciunița, care este vedetă. Am văzut-o peste tot. Așa. În toate magazinele, peste tot este Crăciunița. Am văzut și mai multe culori de Crăciuniță. Eu știam că Crăciunița este de obicei roșie, dar acum am văzut că sunt foarte multe, de la roz până la pigmentare de toate culorile. Da, da, despre pe ea o menționam și adineauria. Steaua Crăciunului are practic mai multe denumiri, se mai spune și Crăciuniță. Tot așa Crăciuniță se numește și planta aceea care e un fel de cactus și are niște flori Crăciunului. Exact, cactusul Crăciunului are niște flori tubulare tare interesante, de la roz deschis până la roz intens, poate chiar auriu și alb, și ele sunt foarte frumoase și înfloresc chiar în perioada aceasta. Da. Apropo de cactusul Crăciunului, uite, să știi că și eu am avut într-un an un cactus plin de flori, ceva nu i-a mai plăcut, că n-a mai vrut să înflorească niciodată. Nu știu, i-am dat prea multă apă, nu i-am dat lumină. Dar știați cumva că această plantă se mai denumește în limbaj popular și planta nu mă deranja? Nu. În sensul în care ea, în momentul în care începe să îmbobocească, refuză să mai fie schimbată la un alt loc. Și atunci e bine să-i păstrăm aceeași locație, lipsită de curenți de aer, în momentul în care vine perioada ei de înflorire. Să știi că am protejat-o în toate felurile și n-am mai vrut. În niciun an nu a mai înflorit. E posibil că are legătură cu spațiul în care este amplasată, iar legat de udare, cel mai important aspect pe care îl indic mereu și v-am să vi-l transmit și dumneavoastră, este a verifica substratul plantei, adică pământul, înainte ca ea să fie udată. Iar dacă acesta, într-adevăr, nu este reavăn, este uscat, atunci îi adăugăm apă. În schimb, dacă este umed, îi putem face mai mult rău decât bine udând-o din nou. Dacă de obicei așa omorâm florile, udându-le prea mult. Da, corect. Da, de la Crăciuniță, hai să vorbim, uite, este o plântuță vedetă în perioada asta, vâscul. Da. Vâscul are foarte multe semnificații. Adevărat, vâscul, într-adevăr, că a fost folosit de, nu știu, sute de ani,
în special în perioada de anul nou, nu-i așa? Că sub vârst se sărută îndrăgostiții și, într-adevăr, este simbolul prieteniei și al norocului și al bunăstării. Știi că se spune că vârscul este și planta care semnifică biruința vieții? Da, exact. Viață fără de moarte, viață veșnică, e adevărat. Da. Și uite, crește, pot să spun că este o plantă parazit care crește pe altă plantă. Da, asta e purul adevăr, că este o plantă semiparazită și poate că ăsta ar fi unul dintre punctele ei mai slabe ca și vibrație. Așa că e bine că avem tradiții românești pe care le respectăm și e bine că avem libertatea să alegem ceea ce promovăm mai mult. Care plantă îți place cel mai mult în perioada asta? Care floare, care plantă? Cel mai mult, sincer, ador hipeastrumul. Este crinul de cameră. Se mai confundă cu amaryllis. Este o plantă, o floare, că e bulboasă, pe care noi o folosim mai mult în arta florală, în buchete, ca și floare tăiată. Și o ador pe cea de un roșu sângeriu splendidă. Este o floare impunătoare și o consider cumva simbolul Crăciunului ca și floare tăiată în florăria noastră. Da, și roșu semnifică, și el are foarte multe simboluri și semnificații. Sigur, sigur. În roșu, în general, semnifică pasiunea, nu-i așa, și iubirea. În schimb, în perioada asta, simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos. Care perioada anului îți place cel mai mult din punct de vedere al artistului floral? Sigur, din punct de vedere al artistului floral, aș putea spune poate vara, când într-adevăr este cea mai mare bogăție de varietăți disponibilă. Însă în zilele noastre, de când se cultivă florile la un asemenea nivel în Olanda, putem avea parte de, să spun, lalele sau frezii ori iriș de-a lungul întregului an, așa cum avem noi în florărie. Așa că aș spune două perioade, dacă îmi permiteți. Eu, fiind născută pe 9 martie, cumva sunt primăvăratică și atunci ador sezonul respectiv. Care e floarea preferată de primăvară? Ei, laleaua. Laleaua roz. Și cele albe mi se par tare gingașe. Și Crăciunul. Crăciunul negreșit mi-este lipit de suflet și îl celebrez începând din luna octombrie. Eu cred că pentru toată lumea Crăciunul este sărbătoarea pe care o aștepți cu bucurie, cu nerăbdare. Uite, nu ne plictisim. De 2000 de ani vorbim despre nașterea Mântuitorului și cu aceeași bucurie și cu aceeași dragoste pentru viață ne pregătim și sufletul și casa pentru sărbători. Hai să mai vorbim despre niște plante. Uite, bonsaiul îți place? Da, da, ador bonsaiul. Știți, bonsaiul de fapt este o artă prin care se conduc speciile de plante. Practic, aproape orice specie de arbore sau arbust poate fi condusă. Da, da, și chiar îmi place tare mult și de unde de fapt au apărut bonsai, că au apărut în China, când un împărat cumva îi era tare greu să se deplaseze prin grădina lui imensă de flori și așa că a comandat o grădină miniaturală și uite așa s-a pregătit o grădină de bonsai pentru împăratul acesta. Și de atunci, sigur, arta a fost preluată și de japonezi și din limba lor se traduce ca și plantă la farfurie. Da, uite, tu ai vorbit despre legenda împăratului care vroia să aibă grădina și florile aproape, dar bonsaiul este și o plantă sacră. Se spune că iluminarea lui Buddha s-a întâmplat sub un arbore de bonsai. Da, da. Și de asemenea, într-adevăr, simbolizează și aristocrația, da, bonsaiul. Noi, într-adevăr, că cel mai comun bonsai este ficusul ginseng, care se comercializează la așa rang înalt,
dar sunt și alte specii pe care le mai aducem și atunci o să difere poate un pic forma lor sau foliajul acestora și modul de îngrijire. E greu să transformi o plantă în bonsai? Să o conduci? Să... Cred că este o știință și atunci noi cum refuzăm să fim chiar buni la toate, ne axăm practic pe ceea ce am învățat să facem. Cred că e un proces durabil pe care noi nu îl facem în florăria noastră și ceea ce într-adevăr ține de noi și mai ales de persoanele care iubesc bonsai acasă, întreținerea acestuia și anume tăierile tulpinilor care se face regulat pentru a-și păstra forma aceea fantastică. Da, e o artă. Da. Trandafirul este, putem să-i spunem, regele sau regina plantelor. În perioada Crăciunului, trandafirul este o floare pe care să o punem în buchetul de sărbători? Da, sigur că da, sigur că da. Trandafirul fiind într-adevăr o floare atât de cunoscută și iubită, dacă îi alegem nuanțele în modul potrivit, se potrivește pentru orice ocazie. Că și culoarea trandafirilor exprimă foarte multe lucruri. Trandafirul alb se spune că are putere vindecătoare, trandafirul roșu, cum spuneai tu, transmite pasiunea aceea. Da, exact, da. Poate că în perioada aceasta cele mai indicate nuanțe ar fi trandafirii alb și roșii, poate. Albul simbolizând totodată și puritatea și atunci, având în vedere că discutăm despre nașterea Mântuitorului, putem să alegem trandafirii alb pe mesele noastre de Crăciun. Și chiar și ca și cadou sunt foarte potriviți. Ce ar trebui să înțeleagă cei care ne ascultă și ce să facă? Dă-le câteva sfaturi așa de artist floral, cum să-și încarce sufletul cu un buchet, cu un aranjament floral și ce să facă pentru a-și armoniza casa și energiile cu sărbătoarea? Discutând despre florile care se pun în vază, cumva îndemnul meu este să avem în casele noastre mereu câte o vază de flori proaspete. Acum, în sezonul acesta, armonizat cu Crăciunul și cu simbolistica atât cromatică cât și a speciilor în parte, aș indica poate niște crenguțe de brad argintiu cu niște fire de ilex, ilicele, dacă ați auzit și de ele. Uite, exact. Și despre el, da, este o plantă care mie îmi place foarte mult. Da, așa este și eu, ador și alături de floarea aceasta amarilis, hibeastrum, și ilicele este simbolul Crăciunului în viziunea mea. Și foarte decorativ. Foarte decorativ, alăturat crenguțelor de brad argintiu, plus o floare din acea roșie despre care vorbeam, cred că a creat decorul perfect pentru o masă de Crăciun fantastică în familie. Și dacă ne referim la aranjamentul acesta care durează mai mult, eu mi-aduc aminte că aveam un aranjament, acum deviem un pic de la subiect, aveam un aranjament care îmi plăcea foarte mult și care ani de zile a stat acolo undeva. Erau niște prieteni, aveau copii mai mici și copilul l-a văzut și anul acesta și anul viitor și la un moment dat mă întreabă: Tanti Viorica, dumneavoastră numai felul acesta de floare le aveți? Și am spus, nu, mie îmi place foarte mult. Da, sinceritatea copiilor, într-adevăr, este debordantă. Pot să înveselească o seară întreagă doar printr-o singură replică. În cazul acesta, eu tare, cu mare plăcere, recomand bumbacul. Poate că ați văzut crenguțele de bumbac, care sunt, de fapt, naturale, dar rezistă în timp, peste ani și ani, dacă sunt puțin protejate de praf, să spunem. Bumbacul, da, uite, nu m-am gândit. Da, le-am văzut în vitrinele florăriilor, dar nu m-am gândit. De ce bumbacul? Că e alb sau de ce? Da. Ce semnifică? Ce?
Bumbacul, într-adevăr, că el simbolizează atât puritate cât și, să nu uităm, de nunta de bumbac. Simbolizează fragilitatea, dar și rezistența. Și atunci, în timp. Și atunci noi îl indicăm în perioada aceasta, începând din toamnă, deja își găsește utilitatea artistică la noi, în florării. Și în binarea nuanței alb plus faptul că sunt foarte rezistente în timp, cu cele florile roșii, chiar denotă eleganță. Orhideea își găsește loc în buchetul de sărbătorile de iarnă? Da, sigur că da, și tulpinile de orhidee pot să-și găsească loc. Poate că mai degrabă tulpinile de orhidee eu le-aș indica pentru buchete business, pentru parteneri de afaceri, să spun, sau în zona opusă pentru buchetele de mireasă, pe care le pregătim cu mare plăcere. Orhideea, în schimb, cea la ghiveci, pe o nuanță albă și cu flori imense, sau tulpinile acelea curgătoare de orhidee albe, iar sunt de un efect deosebit. Am văzut o expoziție de orhidee cu sute de specii de orhidee. Wow. Extraordinar, da. Splendid. Da, în niște grădini create de un om de afaceri care iubea natura, care iubea florile și care a cumpărat o zonă imensă, avea jumătate era pădure și jumătate erau sere și flori și a pus-o la dispoziția specialiștilor și a transformat zona aceea în ceva mirific. Și sunt expoziții florale cu fiecare anotimp. Eu am văzut expoziții de orhidee, am văzut expoziții de crizanteme extraordinare și de multe alte plante exotice pe care cu siguranță și tu le-ai văzut în călătorii. Și... Da, fantastic! Într-adevăr, experiența aceasta cumva mi este cunoscută și mie din Olanda, din Alzmer, unde este bursa de flori și unde sunt în împrejurim foarte multe plantații cu flori, dar într-adevăr ale producătorilor, dar și la expozițiile care au loc anual în Olanda de flori și plante. Ne apropiem de final de emisiune, uite, timpul trece așa de repede și abia început despre dialog floral am făcut. Ce le-ai transmite tu telespectatorilor, celor care ne-au ascultat în ajun de sărbători? În primul rând, pe lângă clasica urarea de sărbători luminate cu pace și bucurie în suflet, aș vrea să las un gând bun în momentul în care poate vă așezați la masa de Crăciun și o să aveți un aranjament frumos pe masă, fie realizat de dumneavoastră, fie creat din artist floral, să vă gândiți și la mine. Kinga, eu îți mulțumesc foarte mult. Promitem că mai vii la noi în emisiune, pentru că avem 4 anotimpuri cu multe flori, cu multă energie în ele. Avem nevoie de flori. Să ai succes în ceea ce faci. Îți mulțumesc mult. Îi mulțumesc. Am încă o doamnă căreia trebuie să-i mulțumesc, Luminița Botar, care mereu este alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi în seara aceasta și vă doresc o seară liniștită în continuare și săptămâna viitoare ne vom pregăti sufletul pentru sărbători. Ne pregătim casa, dar e foarte important să ne pregătim și sufletul pentru sărbători, să ne încărcăm cu energie, să le întâmpinăm cu bucurie și să ne bucurăm în primul rând unii de alți, pentru că sărbătoarea la urma urmei nu este altceva decât o sărbătoare în familie, o sărbătoare alături de cei dragi, o sărbătoare cu oamenii pe care îi iubim și de care avem nevoie în fiecare zi în viața noastră. Acestea fiind spuse, vă doresc o seară bună și ne dăm întâlnire săptămâna viitoare.